ziua, bun găsit, dragi telespectatori, din județul Covasna, din inima acestui județ, mai precis din reședința județului, municipiul Sfântul Gheorghe. Ne aflăm aici cu caravana TVR Cluj, alături de foarte mulți invitații, alături de foarte multe teme. Din clipa în care am sosit aici la Sfântul Gheorghe, am găsit un oraș în plină dezvoltare, un oraș foarte pestrit, dacă bine am înțeles, cam așa, la 600 de ani, cum poate să o ducă un oraș. În prima parte a ediției noastre, care va cuprinde și o dezbatere, o dezbatere care se află la a treia ediție, care este coordonată de către Clubul de Presă Corbii Albi, alături de colegul nostru, jurnalistul Sobu Uceobă, de la redacția Minorități, unde vom și da legătura pe parcursul ediției de astăzi. Deci, în prima parte a emisiunii noastre speciale de aici, de la Sfântul Gheorghe, se află alături de mine viceprimarul din Sfântul Gheorghe, domnul Tischler Ferenc. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și managerul orașului Sfântul Gheorghe, domnul Țimbalmuș Ciobă. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Domnule viceprimar, mulțumim foarte mult că ne găzduiți. Noi ne aflăm, de fapt, într-un perimetru plin de istorie. Se vede și pe această cupolă care se află deasupra noastră. Totul este sub semnul Revoluției din 1956. Nu cred că aceste camere pe care le avem acum la dispoziție cuprindă acești stâlpi unde sunt gravate nume maghiare, nume românești, probabil participanți la Revoluția din 1956. Domnule viceprimar, eu așa pe șleau, ardelenește vă întreb, se trăiește bine la Sfântul Gheorghe? Sper să fie așa și noi în continuare dorim ca oamenii să trăiască bine și tot ceea ce facem, facem în beneficiul locuitorilor din Sfântul Gheorghe și a comunității din Sfântul Gheorghe. Noi ne-am înțeles foarte bine înainte de emisiune, am trașat obiectivele, adică fișele de post ale dumneavoastră pe social, pe cultural, pe tineret, pe sport, tot ce ține de această treabă, dar dacă avem și un manager alături de noi, manager de oraș, puteți să vă mândriți cu manager de oraș, pentru că eu vă spun sincer, dacă nu greșesc foarte mult, venim de la Cluj. La Cluj cred că nu este la ora la care discutăm noi acum un manager de oraș sau de județ, că în alte părți am mai văzut și manager de județ. Domnule Țimbalmuș, un manager al orașului Sfântul Gheorghe, cu ce se preocupă? Taie facturi, este ca un manager de firmă? Că dacă stăm și ne gândim, imediat gândul ne duce la treaba aceasta. Conform legii, managerul orașului, administratorul public, cum se numește corect, se ocupă cu acele domenii pe care primarul îi acordă, îi deleagă. La noi e cazul administrației locale, gospodăriei comunale și al urbanismului. Aceste domenii sunt în cărca mea, să zicem așa. Dar trebuie în să cărca dumneavoastră, dar o cărca așa, dulce cărca. Pe care o duc cu plăcere, nicio problemă. Dar trebuie să știți că aproape toată lumea din primărie se ocupă cu aproape toate domeniile, nu, se intersectează aceste probleme și nu există așa o separare a obligațiilor și temelor noastre individuale. Eu dacă mă uit la acest caietel cu care ați sosit, domnule Țimbalmuș, care cuprinde foarte pe larg și totodată foarte succint, foarte bine structurat tot ce înseamnă activitățile acestui oraș, de la circulația în oraș, orașul care își respectă trecutul, cultura la ea acasă, construirea comunității, orașul care poartă de grijă, timp liber, orașul care se gospodărește. Mai toate aceste teme se regăsesc în acest raport de activitate, hai să-i spun așa, al primarului și al echipei, adică a primarului Ion Tolarpa și a echipei domniei sale. Dumneavoastră, domnule viceprimar, știm foarte bine deja că vă ocupați, sunteți preocupat de tot ce înseamnă social, tineret, sport. Tinerii de aici sunt la ei acasă sau mai și pleacă? Inevitabil că în România avem tineri care pleacă, dar în același timp noi încercăm să creăm o atmosferă plăcută, mai ales din copilărie, să aibă amintiri care leagă de orașul lor natal și în cazul în care pleacă, nu e nicio problemă dacă unii pleacă, învață sau
câștigă bani. Important este să aibă o legătură strânsă, sufletească cu orașul lor natal, cu Sfântul Gheorghe, și după un timp să revină în orașul acesta. Și când revin, să revină cu o plăcere. Și mai revin cei care au plecat? Aveți avem exemple. Date, avem exemple bune, da, și chiar și suntem mândri de ei. Am și pornit un proiect pentru ca să ajutăm pe acești tineri care vor să revină. Cei tinerii care au plecat în străinătate și doresc să revină după studii sau după o muncă mai lungă, au posibilitatea să primească un teren pe gratis de la Consiliul Local unde să-și construiască o casă. Și când vin să-și construiască, deja trecem pe tărâmul, pe domeniul investițiilor, a bugetelor separate care probabil se alocă acestui capitol. Domnule Țimbalmoș, cu ce vă mândriți dumneavoastră ca și manager al orașului cel mai mult de când ați preluat această funcție? În primul rând, mă mândesc cu multitudine de probleme și de soluții și de proiecte pe care le-am lansat și le-am și terminat. Și eu m-am minunat când m-am uitat la caietelul acesta câte lucrări, câte proiecte am realizat, am reușit să începem și să și terminăm, cu finanțări diverse. Se spune că nu sunt bani, nu se poate fără bani. Chiar dacă sunt bani foarte mulți, și atunci se spune că nu există bani. Dar am reușit ca din foarte multe surse guvernamentale, europene, credite și surse locale și cu colaborări cu alți parteneri să facem câte ceva, dar acest câte ceva înseamnă destul de mult în foarte multe domenii. Circulație, utilități, edificii școlare, de cultură, monumente. Sunt o serie toate acestea, spuneți-mi, rog, toate acestea așa deodată sau aveți structurat așa pe priorități? Care sunt prioritățile municipalității? Păi dacă vreți, poate cea mai importantă este trama stradală cu utilitățile sale, pentru că există o treabă de, nu știu, 200 de kilometri de lungime, da, care, din păcate, nu am găsit-o în prea bună stare. În primul rând, tot ceea ce se găsește sub pământ. Pentru că degeaba o asfaltezi, degeaba o repari sus, dacă peste un an trebuie săpat din cauza unei conducte de gaz. Obișnuiește prin toată România, se asfaltează mai peste tot, se cheltuie bani foarte mulți, după care peste câteva luni de zile vine întreprinderea care distribuie gazele, vin cei de la electrica, mai sparg, vezi pe camere, te doare sufletul pentru că unde s-a lucrat s-a finisat totul, după aceea se începe totul de la început, un fel de meșter umanule. N-a fost foarte ușor ca să colaborăm cu aceste instituții, pentru că sunt mulți și cu fiecare cu regula lui de investire, de utilizare a banului public, probleme tehnice, dar am reușit zeci de străzi să le modernizăm în așa fel încât toate conductele au intrat în pământ și cele aeriene. Deci nu mai există, nu vedem. În acele străzi în care am reușit să facem aceste lucrări, deci... și tot ceea ce este sub pământ, avem garanția că măcar 10 ani nu va trebui să intervină nimeni la ele, decât în cazuri excepționale. La dumneavoastră, care sunt, domnule viceprimar, prioritățile, așa cum am înțeles de la domnul manager, prioritățile care în primul rând se axează pe infrastructură, pentru că asta am și înțeles din spusele domniei sale. La dumneavoastră, pe partea dumneavoastră, care sunt prioritățile? Nu știu dacă am timp să le enumăr, dar știu... Măcar să ne facem o idee. Cât știu de cât. Că... prima fază, noi am fost curioși ceea ce doresc oamenii, ceea ce simt oamenii și ceea ce așteaptă de la noi. Și cred că crearea acelui climat despre care am mai vorbit și înainte este cel mai important lucru. Deci prioritatea zero. Ca să putem crea acest climat, sigur că avem anumite pași de făcut. Trebuie să conlucrăm strâns cu organizațiile non-guvernamentale. Trebuie există să ajutăm... aceste legături cu ONG-urile? Sigur, există o legătură și în afară de susținerea lor financiară. Avem foarte multe proiecte unde ONG-urile sunt implicate. Mai mult, avem foarte multe, mai ales pe plan social, avem foarte multe proiecte unde ONG-urile sunt inițiatorii. Deci, și pe undeva au preluat de la dumneavoastră foarte multe din probleme pe care dumneavoastră le finanțați, dar
desfășurătorul acțiunilor probabil aparține deja ONG-urilor. Sigur, sigur, și în cazurile acestea este mult mai bine pentru noi. Unu, scăpăm de o anumită povară, dar în același timp când ONG-urile vin cu anumite idei, suntem siguri că ei vor putea să ducă la bun sfârșit mult mai bine decât instituția noastră, de exemplu. Stimați domn, mai avem câteva minute, cam 5 minute de vorbă, de discuții. N-am cum să nu vă întreb, faceți parte din administrația publică locală, suntem în Secuime, în Ținutul Secuiesc, suntem în județul Covasna, suntem la Sfântul Gheorghe. Cum aș putea eu să vă las din platou să plecați fără să vă întreb despre autonomie? Cât de mult ar ajuta, cum ar ajuta, care fel de autonomie? În diferite emisiuni am auzit fel și fel de construcții, de la autonomie culturală, autonomie fiscală, autonomie teritorială. Aici unde ne aflăm noi, care model ar fi cel mai bun de aplicat pentru comunitatea din care faceți parte și dumneavoastră și pe care o conduceți fiecare pe felia lui? Cred că orice formă de autonomie este binevenit în zona noastră, orice formă de autonomie din care locuitorii acestei zone au un profit. Locuitorii, și mă refer aici de la toate etniile care sunt în zona asta, trebuie să aibă posibilitatea să ia decizii asupra sorților. Trebuie să avem posibilitatea să luăm deciziile ce facem cu școlile noastre, ce facem cu instituțiile culturale și care sunt prioritățile noastre și în ce ordine prioritare dorim să le facem. Deci, așa spus, cred că fiecare formă de autonomie care ajută comunitatea să supraviețuiască împreună este binevenită. Eu am înțeles, domnule viceprimar, și bine că ați intervenit dumneavoastră primul la această întrebare, dumneavoastră fiind, venind așa de pe partea politică a lucrurilor. Managerul n-are cum, pentru că managerul, cred eu, nu știu, să-mi confirmați sau să-mi infirmați, managerul unui oraș, unei localități, cred că ar trebui să fie apolitic, nu știu, da? Nimic nu este apolitic în România de azi. Cum zic eu în toate emisiunile mele, și pixul din mâna mea este pe undeva un pix politic în mod sigur. Dar dacă toate acestea s-ar rezolva, și acum vă iau așa prin învăluire, domnule Țimbalmuș, toate acestea, deci ca autonomie vă întreb, cât de mult ar ajuta în activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră zilnic? Deci cred că ar ajuta foarte mult la operativitate, dacă vreți. Pentru că această mare învălmășeală și această mare harababură care este la nivelul meu de a lucra în investiții, este aproape insuportabil. Și de ce? Pentru că e prea mare volumul. Da. Și atunci, și prin autonomie s-ar mai cristaliza. Cred că dacă o grupă de oameni pe un teritoriu își rezolvă singuri problemele, fără să fie nevoiți să meargă, nu știu, sus la ce mese și ce birouri și ce instituții, respectând legea care trebuie să fie aceeași în toate teritoriile, cred că totul ar fi mult mai simplu din punct de vedere practic. Nu sunt politician, deci... Da, de asta mi-am și dat seama, deși n-am discutat în prealabil. Deși acum am înțeles, zilele trecute s-a întâmplat ceva nu prea norocos din punctul dumneavoastră de vedere la Comisia Europeană, nu? Cred că s-a făcut un prim pas și faptul că s-a discutat mai mult de 50 de minute despre soarta noastră sau au fost, după dacă am înțeles bine, mai mult de 9 persoane care au intervenit în problematica aceasta, este un prim pas. Bun, și haideți să nu tragem încă... Încă să nu tragem concluzii? Să nu tragem concluzii. Să o luăm așa ca o introducere într-o dezbatere mai amplă, probabil. Eu sunt sigur și cunoscând comunitatea noastră... Dar sunteți supărați că s-a întâmplat așa? Nu? Nu sunteți. Sunt bucuros că am ajuns acolo și se discută despre treaba asta. Foarte pe scurt, în câteva secunde, spuneți-mi, vă rog, domnule manager, care este visul dumneavoastră pentru mâine, pentru poimâine? Să reușim tot ceea ce am început să o reparăm, să punem la punct, dar în același timp să reușim să pornim și alte acțiuni, alte proiecte și să le ducem la bun sfârșit fără prea mare deranj pentru populație, pentru că trebuie să știți că toate aceste lucrări și toate aceste investiții... Asta am să păstrez caseta aceasta, pentru că e un motto foarte bun. Fără prea mult deranj pentru populație, domnule viceprimar. Dumneavoastră?
Orașul Sfântul Gheorghe a primit proiect la Orașul Viitorului. Eu sunt mândru de acest lucru și mai ales că cetățenii simt așa că este Orașul Viitorului. Noi ne vom strădui și vom face totul ca, într-adevăr, oamenilor să le placă să trăiască în Sfântul Gheorghe și să devină Orașul Viitorului. Așa cum ați spus și dumneavoastră, cetățenii de toate etniile, pentru că aici avem mai multe etnii, în afară de majoritatea maghiară, imediat cea românească, da, vine din urmă, după care și celelalte etnii cu care alcătuiți acest tot unitar al comunității din Sfântul Gheorghe. Da, din punctul meu de vedere, noi suntem conducătorii orașului, cetățenii din oraș, indiferent dacă cineva are etnie romă, română, maghiară sau germană. Mulțumim foarte mult, stimați domni. Eu acum mă uit spre cameră și prin cameră încerc să dau de colegul meu, Sabo Uceaba, care se află alături de alți jurnaliști, istorici, oameni de cultură și nu numai, într-o sală alăturată nouă, a treia ediție Corbi Albi, Clubul Jurnaliștilor, unde se dezbate tot ce înseamnă românesc, maghiar și de alte etnii probabil, dar în primul rând o dezbatere româno-maghiară. Sabo Uceaba, ai legătura. Da, mulțumesc. E a treia oară când se organizează la Sfântul Gheorghe această masă rotundă româno-maghiară, ceea ce este o curiozitate, dar și o necesitate în acel timp, doar știm foarte bine că această comunicare româno-maghiară este foarte defectuoasă, ca să nu spun că aceste legături româno-maghiare sunt aproape zero, știm foarte, foarte puțin unul despre celălalt. Lângă mine se găsește, dar în primul rând să vă spun că de aceea vorbesc așa în șoaptă, fiindcă domnul profesor Ciprian Covaș-Loran acum răspunde la un petiționar din rândul spectatorilor și de aceea lăsăm să vorbească acolo, să răspundă. Deci este o vorba despre rolul statului în a diminua aceste probleme interetnice. Deci lăsăm pe domnul Ciprian să răspundă și eu îl întreb pe domnul consilier Madalin Guroianu cum mi se pare această masă rotundă față de celelalte două. Este mai activ, e mai deschis, că oricum sala este aproape plină. Sala a fost de fiecare dată plină și la celelalte dezbateri. Temele sunt incitante. Nevoia de colaborare dintre români și maghiari, care pornește de la dezbatere în primul rând și de la cunoaștere, de la informație, este ultra necesară. Și cum ați spus, putem fi sinceri, e o foarte proastă cunoaștere reciprocă. Lucruri pe care noi sperăm sau credem că genul acesta de picături se vor aduna la un moment dat și vor face suficient de mult. Iată, colaborări între Cluj și Sfântul Gheorghe, dar deși nu între Sfântul Gheorghe și București. La ediția trecută l-am avut pe domnul Ombru Șotilo din Brașov și pe domnul Marius Cosmeanu din Târgu Mureș, dar care stă de 10-20 de ani în București. Încercăm cumva să creăm un fel de imaginea normalității sau o imagine cât mai clară a situației dintre români și maghiari. Vrem și insistăm foarte mult să punem accent pe ideea de empatie. Hai să încercăm să ne punem în pielea celuilalt. Hai, imaginează-ți tu ca maghiar cum mă simt eu ca român minoritar aici, pentru că tu, de exemplu, vrei să înțeleg cum e ca maghiar minoritar în România și eu sunt cel care de cele mai multe ori sau de foarte multe ori în ultimii ani am discutat și am pus problema de pe poziția aceasta minoritarului prin empatie. E foarte simplu până la urmă. Da, și eu când făceam niște cadre în centrul orașului Sfântul Gheorghe, în un moment dat a venit un român și încerca să vorbească în maghiară, vorbea că ce aparate avem noi. Și eu mi-am dat seama că este român și schimbam în română și el tot vorbea cu mine în maghiară și mi-am dat seama că și el așa se simte minoritar aici între maghiari, cum mă simt eu câteodată printre români. Deci aveți perfectă dreptate că trebuie să ne punem în pielea celuilalt. Ce vreau să vă întreb? Însă văd că aici în sală domnul vrea să ne spună ceva, să nu creadă că nu există totală democrație la TVR Cluj. Vreți ceva să spuneți? Numele meu este Ioan Gania. Vedem foarte mult că tratăm simptome ale problemei interacției și rămâi maghiare. Luăm cazuri izolate și oferim soluții izolate la probleme izolate. Din punctul meu de vedere, adevărata problemă apare la nivel de mentalitate, apare la nivel de toleranță, la nivel de prejudecăți. Cum vedeți că am putea să putem să rezolvăm această parte a problemei? Să nu ajungem să tratăm simptome, ci să prevenim efectele acestei conflict. Părerea ta care este? Cine ar trebui să prevină? Statul, noi televiziunea sau viața civilă? Care este părerea ta?
Din punctul meu de vedere, depinde de unde se pleacă polul. E suficient ca un individ, fie că e statul, fie că e un profesor, fie că e un elev, indiferent cine pornește o acțiune proactivă și nu reactivă la o problemă, schimbă situația. Problema e că tot timpul suntem reactivi. Se întâmplă ceva rău și dăm un răspuns bun. Hai să dăm un răspuns bun înainte să se întâmple ceva rău. Și în momentul ăla lucrez la nivel de mentalitate și lucrez la nivel de toleranță, din perspectiva mea. Ce vreau să te întreb? Eu n-am înțeles, eu sunt din maghiar din Cluj, nu înțeleg exact cum sunt aceste probleme și aceste dimensii ale conviețurii aici în Sfântul Gheorghe. Deci tu, de exemplu, ești român, vorbești maghiara. Da. Și ți se pare normal că aici în Covasna sau aici în Ținutul Secuie să se vorbească limba maghiară? Mi se pare complet normal. Problema pentru care altora nu li se pare normal e pentru că nu au contact. Eu am avut, și trebuie să recunosc că a fost norocul meu, să învăț maghiară de copil. Și după care a fost ca un bulgăre care devenea în ce mai mare. Am avut contact mai mult și mai mult și cu informații și cu cultură și toate lucrurile au venit de la sine. N-a trebuit să mă forțez să vreau să învăț o chestie despre maghiară. Pentru că era natural. Pentru că primul pas se făcuse. Devenisem tolerant la lucrurile care se întâmplă în jurul meu. Și atunci cred că ar trebui să începem poate de mici copii să îi învățăm, că nu e, indiferent că sunt români, că sunt romi, că sunt orice altă înțeleagă, e o problemă de toleranță. Când suntem toleranți per total, putem să acceptăm o mulțime de alte probleme. Eu spuneam la un moment dat că una dintre problemele care stau la rădăcina acestei conviețuiri greoaie română-maghiare e faptul că românii știu foarte puțin despre maghiar. Că la școală nu se învață așa despre maghiar. Am avut un pic de dreptate sau cum ai văzut tu? Cred că dreptatea este foarte mare și poate recunosc că la istorie nu pot să spun, știu că știu foarte multe. În schimb, am fost pasionat de dansul populare și am învățat dansul populare maghiare, român fiind. Și am descoperit o cultură extraordinară cu o mulțime de lucruri foarte frumoase care poate nu le-aș fi descoperit dacă nu știam maghiară și nu aveam acces la acest context. Așa că poate să mă îndepărtez un pic chiar de ideea de multiculturalitate. A fost frumos ce s-a întâmplat. Fie că erau români, fie că erau maghiari, era un lucru frumos care se întâmpla și un lucru frumos cu care am avut contact și cu care a meritat să am contact. Mulțumesc. Stimați telespectatori, după cum vedeți, aici viața funcționează cu sunete sincere. După ce am ascultat și pe Snaps și pe Campanela, dau legătura la studio provizoriu. Mulțumesc foarte mult, foarte interesantă discuția, foarte interesante personajele și am să revin la ceea ce a zis un invitat de-al tău, Ciobo. Este vorba despre mentalități, despre războiul mentalităților. 90% în sport, în cultură, în politică, întotdeauna se duce o luptă cu mentalitățile. În mod sigur, lupta aceasta și pe de o parte și pe de altă parte va fi câștigată și câștigul suprem va fi al comunității. V-am spus că ne aflăm într-o zonă superbă pentru că întreg județul Covasna este un pitoresc și încărcat de povești. Vom vedea chiar în reportajul care urmează, de fapt, un scurt fragment dintr-un documentar mai amplu, Castelul Micloșoara. Ce înseamnă această locație? Veți afla mai multe în minutele care urmează într-un reportaj semnat colega noastră Cristina Berceanu. Covasna și Harghita sunt renumite pentru puzderia de castele și conace, unele excelent întreținute, altele în curs de renovare și altele părăginite. Câteva amintesc însă de faima și strălucirea reședințelor de altă dată. Am pornit în căutarea frumoaselor castele, pornind din orașul Sfântul Gheorghe. În apropiere, la doar 6 km, se află localitatea Vadul Crișului, unde se ajunge ușor cu mașina. De aici, pe un drum forestier, prin pădurea de fag, la vreo oră de mers cu mașina, e localitatea Micloșoara. Un sat cu 400 de locuitori, în majoritate crescători de animale. Construcția castelului Calnochi de la Micloșoara a fost începută în anul 1500, ca și conac de vânătoare al familiei.
conține multe elemente renașcentiste, decorațiile de pe pereții interiori dovedesc acest lucru, deși acum sunt acoperiți cu multe straturi de zugrăveli puse în perioada comunistă. Sute de ani în urmă, un rege al Ungariei a fost la vânătoare în zona aceasta, iar un precedent al familiei Carnochi a salvat regele prin a omorâ ursul cu o săgeată. Și de atunci regele a întrebat dacă dorește jumătate din regat sau un titlu și dânșii au ales să ia titlul. De atunci au devenit conți. Ce știm despre viața la castel? Majoritatea sătenilor au fost angajați la conac. Înainte era o zonă foarte frumoasă, avea și un lac și multe flori. A avut o grădină botanică, care nu mai există, din păcate. Și bucătăria unde s-a lucrat cel mai mult femeile din sat este chiar în pivnița conacului, care a avut și o fântână înainte, care a avut și apă, dar la fel s-a folosit și ca frigider, pentru că nu exista frigider pe atunci. Și fiind aerul mai rece, se lăsa mâncarea să coboare în fântână. Se organizau baluri, mai ales cinele festive după vânătoare, care au fost foarte importante pe vremea aceea. Se dansa mult, se organizau multe dansuri populare pe atunci. Familia Calnoc este atestată documentar pentru prima oară în estul Transilvaniei în 1252, cele două moșii principale fiind la Micloșoara și la izvorul Crișului. Generația actuală, a 25-a a familiei, mai exact contele Tibor Calnochi, a revenit în România după 50 de ani de exil. Ce a hotărât viața mea este o lege din familia mea, legea care spune că oriunde să fie familia în lumea mare, pentru că familia mea a făcut carieră la curtea imperială din Austria și a fost peste tot în lumea, dar întotdeauna a fost o lege a străvechea familiei, ce trebuie să rămână cineva aici acasă la Valea Crișului și în zona, pentru că aici sunt rădăcinii noștri și aici trebuie să păstrăm rădăcina, să fie întotdeauna să fie un loc unde familia poate să retrage odată, să regrupeze. Cred că am avut dreptate când v-am spus că e de poposit măcar pentru 5 minute. V-am făcut poftă de această zonă superbă de aici, din județul Covasna. Vom afla mai multe unde să mai poposim dacă mai venim pe aici, dar în primul rând felicitări echipei Șep și Sic din Sfântul Gheorghe, alături de noi domnul Ambrus Iosef din partea Consiliului Directoral Șep și Sic. Ce să vă spun, domnule Ambruș? În primul rând, felicitări. De ce? O să ne spuneți dumneavoastră, cu cuvintele dumneavoastră, care a fost palmaresul recent. Vă mulțumim. Mulțumesc în numele echipei și numele colegilor mei din staff. Da, pentru un scurt timp, acest mic și cochet oraș a devenit capitala basketului românesc feminin. Am organizat Final Four-ul Cupei României, respectiv All-Star Game-ul, iar rezultatul a fost unul fantastic. Pentru prima dată în istoria orașului,
o echipă de sport a reușit să câștige Cupa României în fața spectatorilor. Am mai obținut încă o dată o cupă. De asta am spus că a mai fost un da, moment. Da, am obținut în Cluj-Napoca, dar prima dată în fața spectatorilor noștri. Felicitări și la mai mare, cum se spune. Și dacă tot am vorbit, am vizionat meleaguri, plaiuri minunate, mirifice din această zonă, alături de noi Tiberiu Poștoacă, președinte Covalpin. Vă spun sincer, domnule Poștoacă, când m-am uitat așa la titulatura aceasta, adică la denumirea de Covalpin, gândul m-a dus, nu știu de ce, nu la alpin, mai degrabă la ceva de lactate. Dar nu vorbim de lactate, lactatele aparțin de toată zona turistică pe unde poposim, nu? Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc în primul rând de invitație. Bine ați venit la noi în oraș. Cum e cu Covalpinul acesta, domnule Poștoacă? E bine, e bine. Ce să vă adică zic? Adică ce face? Suntem o organizație de tineri pasionați de munte, de natură, de sport. Câți tineri sunteți? În jur de 20. Mai mulți, mai puțini. Este baza, nu, acestui grup. Exact. Deci sunt oameni la care se mai adaugă din când în când și alții, pentru că nu sunteți un cerc închis. Evident. Deci la acțiuni cu amploare mare, numărul voluntarilor crește exponențial. Ce înseamnă o acțiune de amploare aici în zona dumneavoastră? Dați-ne niște exemple. Ecologizări, reîmpăduriri, organizăm concursuri de anduranță cu temă montană. E nevoie de un număr mare de voluntari. Vorbeați de reîmpăduriri. Exact. Din când în când vă mai întâlniți așa față în față cu defrișările. Atunci ce se întâmplă? Da, nu e o viziune prea optimistă. Să vezi păduri întregi prin locurile care ție îți sunt dragi, unde îți desfășori activitățile și practic dispare totul. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că dacă tot ne aflăm aici, e așa o legendă. Să-mi confirmați, să-mi infirmați, e o legendă pe care am citit-o, am auzit-o, nu știu exact cum s-a întâmplat. Dacă e Ținutul Secuiesc, acolo defrișările sunt floare. Este așa? E o legendă? Da, din păcate nu este o legendă, este un adevăr. Mai mult în Harghita. În Harghita, da? Aici, exact. În Covasna nu vorbim despre așa ceva. Nu, dar să știți că viitorul nu e prea roz. Sportivii sunt angajați și ei în acțiuni de voluntariat din când în când, domnule Ombruș. Da, bineînțeles, încercăm. Care sunt zonele pe care le abordează sportivele cu precădere? Copiii, în primul rând, am avut acțiuni extraordinar de frumoase și, cred eu, benefice. Ne-am deplasat la școlile din municipiu. Totodată, clubul nostru are și o secție de baby basket, pentru că cluburile sportive... Care este limita de vârstă la baby basket? Sunt copile fantastice, dar avem peste sute, deci... Nu, vorbeam de categoria de vârstă. Nu știu. A, nu știți? Nu sunt în staful tehnic, 6-7-8 ani. Interes există pentru sport la modul general în Covasna, domnule Ambruș? Există un interes enorm. Vă dau un exemplu la Final Four-ul actual. Spectatorii, când au aflat că capacitatea sălii nu permite intrarea decât a 1000 de spectatori, au întrebat dacă poate să confecționeze tribune mobile, având în vedere că panourile de basket, da, terenul de basket, da, este mult mai scurt decât terenul de și handal. Și s-au instalat aceste tribune. Și s-au instalat peste 400 de locuri făcute, confecționate de suporterii noștri cu ajutorul firmelor, cu sponsorii. Ambele obiective, ambele tărâmuri despre care discutăm, despre sport, despre turism, despre ecologizare, necesită fonduri. Adică bani. Ce s-o mai... bani. Și sportul, și ecologizarea, și turismul, și alpinismul. Eu am discutat în chiar prima parte a ediției noastre de astăzi
ediție specială de aici, de la Sfântul Gheorghe, printre alții cu viceprimarul municipiului dumneavoastră, domnul Tischler. Am înțeles că este o conlucrare fructuoasă și benefică pentru ambele părți din partea Consiliului Local și implicit a primăriei. Așa este? Da, și eu nu vreau să-l verific acum pe domnul Tischler, stând acum cu dumneavoastră, bineînțeles, trebuie să vă întreb. Și clubul nostru, de fapt, asociația noastră este înființată de Consiliul Județean, de Municipiul Sfântul Gheorghe și de TEGA. Dar vă rugați de dânsi când, nu, e, să știți când că se este... împart bugetele, hai domnilor consiliere, ajutați-ne. Eu cred că rezultatele, oamenii, numărul de oameni care sunt implicați rezolvă această treabă. Nu trebuie să... se reglează automat. Deci, în momentul în care sala este plină, în momentul în care ai sute de copii, nu trebuie să te milogești în ghilimele pentru fonduri. Plus deasupra avem grijă de tineret. Am pornit și în eșalonul secund pentru ca fetele de 18, 19, 20 deci de ani... pepiniera asigurată. Să fie asigurată. Avem 4 componente lotul național de U20. La senioare avem 3 jucătoare iarăși în lotul național al României. Încercăm să facem efortul și avem o conlucrare perfectă. Dincoace, la dumneavoastră? Slavă cerului, găsim înțelegere. Deci, ați putea, hai că întreb altfel, ați putea fără sprijinul administrației publice, locale și județene? Să vă desfășurați activitatea? Foarte greu. Deci foarte greu. Până aici e clar. Mergem mai departe. Deci sunteți sprijiniți și dumneavoastră ca și sportul, de altfel, și dumneavoastră de către Consiliul Județean, Consiliul Local și probabil și alte instituții. Și de factorii economici. Deci firme. Firme, fără să dăm nume de firme. Exact. Suntem la televiziunea publică. Bun. Și care sunt... la ora la care discutăm noi, în afară de reîmpăduriri, de ecologizări, de trasee turistice, care sunt prioritățile Covalpinului? Noi ne dorim enorm și prin activitățile și prin concursurile pe care le organizăm să promovăm cât mai mult județul nostru. Cum faceți? Începeți cu site-uri, că se poartă, nu? Aveți un site, probabil. Sigur, deci avem și site. Dar mai concret e când organizez un eveniment sportiv. Noi de asemenea ne ocupăm cu sport, dar cu sport de anduranță. Deci alpinism, alergare montană, mountain bike, rafting și așa mai departe. Bun, acolo la aceste de anvergură, cum spuneți dumneavoastră, da? Evenimente de anvergură. În afară de baza aceea de 20 de persoane, acolo m-ar interesa dacă sunt interesați, dincoace am înțeles de la domnul Ambruș, sportul e la el acasă aici în județul Covasna și implicit la Sfântul Gheorghe. Da, deci evident că evenimentele de amploare, fără o conlucrare cu celelalte ONG-uri, cu cei din instituțiile locale, n-ar fi posibile. Deci e implicat un număr mare de oameni, dar scopul activităților ar fi și ca cât mai mulți sportivi, iubitori de frumos, de munte, să cunoască zona noastră. Doar atât să-mi spuneți, dacă cumva mâine mai suntem pe aici, unde să mergem? Dați-ne un traseu pentru mâine dimineață, mai spre prânz așa. Încercați Fântana, încercați Cheile Vârghișului. Toate într-o zi? Se pot? Nu. Deci de ce e nevoie de timp? Sfântul Ana. Bun. Rămânem la Sfântul Ana. Data viitoare vă dăm raportul, bine? Domnule Ambruș, ce vă mai doriți pentru aceste fete frumoase, aceste fete talentate, acest cor minunat și acest palmares de valoare? Da, după câștigarea Cupei României, suntem angrenați în play-off-ul campionatului României, unde am trecut de primul hop. Și duminică începem semifinalele cu Alba Iulia, pe urmă finala și sperăm să câștigăm și campionatul. Doamne ajută! Ar fi extraordinar, ar fi o cunoaștere a muncii noastre. Sperăm! Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să mai poposiți și pe aici, în acest părculeț cochet frumos,
care se află în preajma Casei de Cultură Municipale Conia Adam. Succes, foarte mulțumim. Multe finanțări, foarte mulți bani, foarte mult talent și foarte multă dedicație și dăruință din partea sportivilor, a tinerilor și a tuturor care sunt alături de dumneavoastră. Am vorbit despre sport, dragi telespectatori de aici, de la Sfântul Gheorghe, am vorbit despre turism, am vorbit despre administrație locală, am vorbit despre foarte multe teme. Și cultura am atins-o pe undeva. Noi ne-am fi dorit foarte mult să-l avem alături de noi pe directorul teatrului Toma și Aaron, de aici, din Sfântul Gheorghe, un teatru foarte bine cotat la nivel național și nu numai. Acum, în clipele în care suntem noi aici, este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Teatru Reflex, care se află la a treia ediție și este, bineînțeles, în plină desfășurare. Domnul director ne-a acordat un interviu în exclusivitate pe la orele prânzului și vom compensa prin acest interviu participarea domniei sale alături de noi. Festivalul Reflex a ajuns la a treia ediție. De unde ați pornit și unde ați ajuns? Deci în 2009 a fost prima ediție și a luat naștere datorită faptului că era timpul să sărbătorim cei 60 de ani de existență a teatrului și atunci am luat decizia să pornesc un festival care de fapt arată spre viitor și nici de cum să ne întoarcem să vedem cum a fost aceștia 60 de ani. Și m-am decis să fac un festival internațional care mi s-a părut, pe vremea aceea în afară de Sibiu nu exista în partea centrală a țării un astfel de festival, chiar în același an s-a făcut și la Cluj. Interferențele, deci cam în același moment s-au născut, noi în primăvară, ei în toamnă. Și atunci am simțit nevoia să aduc aici spectacole importante din Europa, mai ales din centrul Europei, gândindu-mă, fiind curios ce răspuns teatral se dă în țările vecine, în aceste zone care ne sunt apropiate, să vedem cum funcționează teatrul acolo, care este teatrul valabil în acele țări, ce limbaj teatral folosește și atunci am ajuns la acest festival, care acum are a treia ediție. De fiecare dată am reușit să aducem aici câteva spectacole foarte importante din centrul Europei și am invitat și câte un spectacol din vestul Europei, cum a fost la prima ediție Deutsches Theater din Berlin. Mai încolo am invitat din Lituania Teatrului Coršunovas. După aia, deci un teatru foarte important care a fost invitat la prima ediție era din Cracovia, un teatru foarte vechi, important, clasic, Stari Teatru din Cracovia. În a doua ediție am invitat spectacole mai contemporane, să zic așa, deci trupe de teatru independent, cum este Rimini Protocol din Berlin, un fel de teatru documentar foarte interesant, foarte poetic și, de exemplu, am invitat în perioada aceea din 2012, din a doua ediție, a fost prezentă din Varșovia un spectacol de Lupa, un mare regizor din Polonia, tot Coršunova s-a apărut cu alt spectacol aici, a fost spectacole din Cehia, a fost spectacol din Germania, în afară de Deutsches Theater și alte spectacole germane, sigur din România, din Ungaria și anul acesta, deci în această ediție, un spectacol deosebit de important a fost Pescărușul din Novi Sad, al Teatrului Național Sârbesc din Novi Sad. Acesta a fost primul spectacol și acum mergem pas cu pas cu spectacolele pe care le-am reușit să le aducem aici. Fiecare spectacol, și asta este foarte important pentru mine, fiecare spectacol diferă de celălalt invitat, deci încerc să fac un festival deschis cu diferite tipuri de teatru, ca un spectacol bine realizat e plină cu surprize. Fiecare moment trebuie să fie
fie foarte bine făcut, foarte important și în general să fie foarte colorat, deci festivalul. Sigur, această bogăție să se întâmple într-o atenție deosebită, într-o liniște, deci nu sunt foarte multe spectacole, ci câteva la care merită să te uiți și să ai timp să digeri evenimentul. Orașul Sfântul Gheorghe candidează la titlul de capitală culturală europeană 2021. Probabil festivalul Reflex e unul dintre cele mai importante aturi pentru acest titlu. Cum vă sprijină autoritățile locale? Pot să spun că în a treia ediție festivalul s-a construit, pot să spun, aproape numai din banii dați de autoritate, deci de oraș și de județ. Din păcate, anul ăsta n-am primit bani de la Ministerul Culturii a României, nici de la Ministerul Culturii din Ungaria. De la ICR am primit o sumă care ne ajută să aducem critici din alte țări, deci am primit un sprijin de la ei, însă pot să spun că această ediție este făcută din puteri proprii. Ceea ce nu este foarte bucurător pentru mine, pentru că cred că festivalul ar merita să fie ajutat, că s-au adus aici spectacole foarte importante în celelalte două ediții și acum, sigur. Am revenit în platoul special amenajat aici în curtea Casei de Cultură Municipale de aici din Sfântul Gheorghe. Dacă am parcurs toată ordinea de zi, de la cultură, la sănătate, de la administrația publică, la cablurile care au fost până acum sus în aer, acum am înțeles de la viceprimar că sunt jos în pământ, cum adică să plecăm noi de aici fără să discutăm și despre viața culturală? O viață culturală foarte efervescentă aici la Sfântul Gheorghe. Când am dat o tură prin centrul orașului, am văzut afișe, am văzut bannere, am văzut de toate pentru toți în domeniul cultural. Alături de mine două doamne, la finalul ediției speciale Transilvania la zi, doamna Mirela Bucur, domnia sa este regizor la Teatrul Andrei Mureșanu, de aici, din Sfântul Gheorghe. Sărutumile, doamna, bine ați venit în platoul emisiunii. Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumim. Ne simțim foarte bine aici, să știți. Și doamna Monica Opra, profesoară de pian la Liceul de Muzică, liceu care am înțeles că este în spatele meu. Aici, camera de la prim planul meu și prinde, probabil. Sărutumile, doamna. Bună seara, bine v-am găsit. Talentați copii pe aici. Foarte. Cât de talentați. Ați venit cumva cu muzicieni, da, de ai dumneavoastră? Da, am venit pentru că tocmai am avut Olimpiada Zonală, au participat destul de mulți copii și avem niște premii superbe, premii 1, premii 2. Chiar aici nu mai mergem mai departe. 1 și 2 e foarte bine dacă sunt palmares. Avem. Deja și cântă. Cine ne cântă? Da, Târâc Acoș este în clasa 8-a, profesoară Constantin Rozalia. El a luat premiul 2 la Olimpiada Zonală de la Bistrița. Ca să aibă unde să mai crească, nu de altceva. Sigur că... Deci de la 2 la 1. Da, la... Ia să-l ascultăm un pic. Okay. Eu, stimată doamnă profesoară, Preludiul de Enescu, este, da, superbă piesă. Eu așa, din priviri și din auzite, câteva secunde, zic așa, la anul premiu întâi, după care mergem la faza internațională, așa cu acest e, Acoș. Așa e. Doamna director, v-am spus. De ce v-am spus? Nu știu de ce mi-a spus director, eu văd nu eu sunt ceva, director. Am auzit eu ceva, n-am auzit. Stimată doamnă, cum e stagiunea? E de bine, e de rău? E de bine. Câți da, actori sunt acum în trupa pe care o reprezintă? Am rămas 12. Și 12, e puțin, da, pentru o trupă de foarte teatru. Foarte puțin. Sperăm să vină și tineri din nou la toamnă, o nouă organigramă, un nou director așteptăm.
va avea loc un nou concurs. Acum suntem într-o perioadă de interimat. Din păcate, din 2 în 2 ani, Teatrul Andrei Mureșanu organizează concurs pentru de ce, din postul de mandatul director. De director nu-și termină nimeni mandatul. Nu-și termină mandatul. Exact. De ce? Mandatul este de 3-4 ani. De ce? Ani. Pleacă? Își lasă mandatul? Din sau... cauza condițiilor, probabil a greutăților, nu toată lumea reușește să se mobilizeze. Știți, este o situație specială la Andrei Mureșanu. Este o situație specială, da. Știm de foarte multă vreme. Mi-aduc aminte și eu când... Aole, vedeți, e cu decorul doar. Așa, dacă suntem, n-aveți mașiniști, dacă suntem cu oameni de teatru, teatru. Atunci avem parte și de accidente ale decorului. Dar mi-a plăcut, stimată doamnă, că nu v-ați speriat, sunteți este obișnuită. Obișnuit. Om de scenă este obișnuit cu astfel de accidente. Concerte multe în Sfântul Gheorghe, doamnă, concerte multe? Da, da, nu mai chiar avem. Nu. Participă de fiecare dată și mulți copii, mulți tineri care chiar au terminat la liceul nostru de artă. Avem, uite, se apropie zilele Sfântul Gheorghe, vor fi nenumărate concerte. Publicul cât de receptiv este? Este foarte receptiv, pentru că în afară de liceul nostru de artă, mai avem și școala populară de artă. Noi chiar creștem copii care poate nu fac o meserie din aceasta, dar vor deveni un public foarte cultivat și care participă cu mare drag la aceste evenimente. Sistem de abonamente la teatru sau care este procedura? Nu, dar avem permanent spectacole, rulăm spectacole, public turnee, maghiar turnee. Și român, deci este în egală public măsură. Biling. Exact, da, deși nu traducem în limba maghiară, ei vin și chiar avem mare parte din procentul de cumpărători la casă sunt de etnie maghiară. Noi deservim Teatrul Andrei Mureșanu și județul Harghita. Suntem singura instituție de cultură românească care funcționează două județe, începând de la Bălan, Miercurea Ciuc, orașele din împrejurime, da. Deci aveți și turnee, aveți deplasări? Da, da, cu spectacolele noastre și sunt foarte bine primite, sunt cerute permanent, avem stagiuni aproape, în fiecare lună mergem, suntem ceruți cu un nou spectacol. Aproape nu facem față cu pentru producțiile. Pentru că să vă bucurați, doamnă. Sigur deci că ne bucurăm. Suntem foarte lucru, fericiți. Dar mi se pare o chestiune, mi se pare o chestiune foarte... spinoasă așa, periculoasă, 12 actori, dacă stai și te gândești la o adică, nu știu ce se poate întâmpla. Se mai schimbă, văd acolo muzicieni, colaboratori, a spus, da? Da, mai avem și colaboratori. Da. Dumneavoastră faceți prezentări, da? Deja avem și vioară. Da, Meditation de Masne, cântă Voiculescu Alexandra, elev în clasa 7-a, profesor Benedict Caroi, i-a luat tot premiul 2 la Olimpiada Zonală. Deci aici se poartă cu premiul 2, da? Nu se poartă. Anul acesta a fost premiul 2. Sunt copii și foarte cine buni. Acompaniază la pian? Doamna profesoară Bocor Juji. Doamna colega Bocor. Mea. Colega dumneavoastră. Sunteți mulți colegi? Suntem. Cadre multe? Cadre didactice? Suntem, pentru că fiecare avem câte un elev la oră. Nu predăm instrument, deci fiecare are câte un singur elev. Doamnelor, la modul cel mai general, nu teatru, nu muzică, la modul general, cultură, în epoca asta, cu Facebook-uri, cu toate celelalte, se mai consumă? La modul general, vă întreb. Se cumpără o carte? Eu am intrat în câteva librării, aici în centrul orașului dumneavoastră, și am văzut oameni care erau interesați de cărți și nu numai interesați că răsfoiau, mai și stăteau la caserie, să achite. Da. Orașul Sfântul Gheorghe este absolut special din acest punct de vedere. Eu am venit acum 20 de ani și am decis să rămân pentru acest lucru. Pentru că se întâmplă atât de multe evenimente legate de cultură, aproape nu apuci să le parcurgi pe toate. E un oraș care mustește, un oraș special din punctul ăsta de vedere. Sunt foarte fericită că bravo. Eu am înțeles, înainte de a intra în discuție, în emisiune, alături de dumneavoastră, că aveți și un proiect comun. Da, din fericire avem un proiect comun nu pentru prima dată. Doamna va fi regizoarea, Mirela, prietena mea, va fi regizoarea spectacolului și mă bucur din suflet. Ce că spectacol? Când, unde, cum? La Belle Musique Française. La Belle Musique Française se numește spectacolul. Pe 28 aprilie, în cadrul zilelor Sfântul Gheorghe, vom avea premiera
Cântăm o sumedenie, pot să zic, că sunt 17 melodii. Cântăm, adică cântăm la pian sau cu voce? Eu voi cânta cu vocea, printre altele sunt și solist vocal. Sunteți și solist vocal. Da. Și dumneavoastră? Din orchestra de la Brașov. Și voi fi acompaniată de o parte din Filarmonica din Brașov. Sunt 16 instrumentiști foarte buni, se numesc Orchestra Castellani. Încă o dată, dacă tot suntem în direct, 8 aprilie, vă așteptăm aprilie, cu mare drag, da? Va fi un fel de musical, pentru că pot să zic că aproape noi l-am inventat, să zic așa. Am făcut o compilație a tuturor melodiilor cele mai frumoase franțuzești pe un fir. Venirea mea a fost să împachetez acest produs. A, și dumneavoastră puneți regia în scenă artistică, regia artistică. Da, facem musical. Ați mai făcut așa ceva? Nu, și pentru mine a fost o provocare, regie la scenă. Și mai există astfel de conlucrări, colaborări, muzicieni, actori, artiști plastici? Suntem la prima abatere de acest. Abatere, dar o abatere foarte pozitivă și constructivă, nu? Da, suntem foarte fericiți. Doamne ajută! Colaborează un actor de la teatru, va mai fi solist, da? Am și o colegă solistă cu care colaborăm, vom cânta duete. Din repertoriul Anei Muscuri, a Mirelei Mathieu, o, aveți va fi Edith Piaf, Lara Fabia. Da. Decorurile le semnează cunoscutul artist tot de al nostru, Ramon Grossos, și soția lui Andreea Grossos. Ei se ocupă de partea decoruri, poze, slideshow, scenografie. Oamenii de artă, oamenii de cultură. Este o mare colaborare, este chiar foarte o premieră. Suntem împreună. Și noi suntem foarte curioase. Să și învețe și alții de la dumneavoastră. Dar oamenii de artă, oamenii de cultură sunt niște visători. Da, chiar, noi încă visăm. Visul în 10 secunde, visul dumneavoastră. Visul meu e să ducem spectacolul mai departe, pentru că sunt convinsă că va fi foarte frumos. Dumneavoastră? Visul meu e ca teatrul Andrei Mureșanu să-și câștige statutul pe care îl merită și pe care s-a luptat atâta timp. Vă mulțumesc, doamnelor, felicitări pentru aceste talente. Talentele pe care nu le-am văzut. Mulțumim. Cam atât pentru astăzi, dragi telespectatori, ediție specială al Transilvania la zi. Am poposit la Sfântul Gheorghe. Rămâneți alături de noi peste o oră și ceva. Intrăm în direct cu Spațiul Deciziilor, tot de aici. Toate cele bune, vi sunt la tașră, au fi de arzein și în toate limbile pământului, de aici, din Sfântul Gheorghe. La revedere!